Benvenuti a tutti! Ciao ragazza! Se salutau între ei. Vreau să mulțumesc frumos în primul rând pentru cafea. Mulțumesc și apreciez de fiecare dată. Ideea care este că gesturile mici, gesturile simple aduc bucuria oamenilor. Cred că ar trebui să apreciem fiecare gest micuț care cineva ți-l face. So, aici este stop. E stop pentru cei care trec pe trecere, am înțeles. Dreapta, liber Vasile. No, am vrut să-ți arăt și ție bucata asta de Iași, de aici. De ce zic asta? Pentru că trebuie să merg la ceva firmă care îndoaie profilele, strâmbăle, sadomaso din ăștia, știi? Cu profile PVC. Și trebuie să le duc ăstora niște profile din astea. Și n-am fost niciodată. Mai ales pe zona asta, pe aici, știi? Eu am un traseu foarte bine stabilit. Săruna, nu salutați? Vă salută Valentin, nu-i problemă. Și zice că am de făcut vreo 9 minute la 3,8 km. No, mere pe aici. Undeva prin zona industrială, am înțeles. A fost ceva fabrică înainte. Toată lumea stă la dreapta acolo. Sau ăsta era pentru la stânga și m-am băgat ca dobitocul. Dar vedem noi mai încolo. A, nu, uite că sunt șanse. Ana, ce fain și-a făcut băiatul ăsta golful. Bravo, bă, băiete. Aici e tot înainte, cred că, nu? Da, e un fel de... Aici e ca la Paris, nene. Hop, hop. Ia uite, ăsta e mai isteț. Servus, my friend. Ți-ai luat tramvai, nene? N-ai să crezi, n-am încă din ăla. Îs pe din astea mici, eu. Ceva nu i-o fi convenit, cine știe, habar n-am. E, Mac, n-ai să crezi ce mare e. Ana, ia fii atent. Dar e frumoasă zona asta. Aici ce este? Ceva piață sau cine știe ce? Mamă, peste tot, bă, băiatule, pe unde te uiți, amanet. Zi, din alea cu steluță verde, uite cum e acolo, farmacie, da? Și din asta cu jocuri de noroc, frate. Tot Labrador are. Nu se vede, nu? Nu, dă-i pace. Casa grătarului. La Papas, casa grătarului, casa grătarului, sună bine, mă. Da, e interesant, ideea e că ți sare în ochi, știi, casa grătarului, n-ai mai auzit niciodată chestia asta, nu? Nu, nu, înseamnă că funcționează. Eu uite altul cu tramvaiul. Bă, las și călător, mă, cu voi. Bă, oricum, ideea este că ai zis că mă dai o tură prin Iași și nu m-ai mai căutat. Am glumit, îți mulțumesc. Ideea este că Iașiul este mare, este foarte ok și foarte fain. Mamă, ce bine ai pus mersul ăla acolo. Aici, mamă, Lamborghini din ăla, ce dracu e la mă colorat acolo? Calandi Popescu, n-ai să crezi, Vasile. Aici e pentru la stânga, unde te mai duci, Valentin? Păi mă duc puțin mai încolo, are ceva? Păi nu știu, eu știu. Hai bre că merge, că e verde. Lasă-l pe omul ăsta să treacă. Hai, du-te, Vasile. Aia era doam la cici, săruna. Pe aici o trebuie să facem la stânga. Fii atent că e verde. Verdele persistă. S-a transformat într-o altfel de culoare. Și o luăm pe aici. Op. Gata, nene-s bine. Mamă, bă, băiatule. Ce impresionantă este priveliștea asta. Serios vorbesc. Pe cuvântul meu îți spun. Hotelul Zimbru. Aici e ceva zonă din aia industrială, am înțeles, mă. Mamă, fii atent ce mișto e. Aici, cu apă din aia. Stai așa, Vasile, că intru și eu, că e omul ăla cu macarau acolo. Îmi place aici, mă, zona asta. Chiar dacă zic că este zonă din aia, cum îi zice? Ia uite, mă, că aici cu festivități, cu bacalaureat, cu hai la o pizza să te scot la un cornuleț cu Susan. Da, mă, ia uite ce frumos e. Omul, ce macara ai, nene. Trebuie să fac eu dreapta pe aici. Așa. Și să se ducă oamenii ăștia unde au treabă. Mamă, dar îmi place cum se vede aici, mă. Acolo trebuie să fie apă, ceva, nu? Sau un fel de canal din ăla. Să ce Dumnezeu e? Habar n-am, dar e impresionant, e frumos. Dar mă, uite că a zis omul ăla, zice, vale invers este aglomerat. Pe acolo trebuie să fii, Valentin. Dar de pe ce vrei, că ai venit pe acolo, ce să zic. Dar e frumos, e ok, mă, e ok. Astea cred că sunt blocuri din alea mai noi, știi?
Aha. Mamă, toate au aer condiționat, frate. Ce fain de constructorul ăsta că a montat aerul condiționat, toate sunt la fel. Nu sunt 17.000 de miliarde de culori. Foarte ok. Da, 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 mi-a plăcut asta. Adică știi cum e când suni acolo, da, desigur, avem și aer condiționat, centrală proprie, pe cărbun din casa scării. În sfârșit, ideea e că sună bine, știi, un pic spre stânga aici, că-s băieți ăștia cu camioanele. Și să nu-i atingem, mai mergem, mă, mult, ci că vreo 2 km și facem dreapta. Nu, hai odată, mișcă-te, că strigă ăștia după noi. Nu, hai să mergem atunci. După aia mă livrez un pic până la Botoșani. Îmi place cum a făcut aici bulevardul ăsta. Ce vorbești, mă, că e super. Au foarte multe clădiri din astea vechi, știi? Poate că le-ai vedea odată pe toate. Ia uite ce tramvai din ăla, frate. Am ieșit aici. E bine. Și acum, la dreapta, Vasile. Nu, du-te după ăla dacă ai loc. Păi, n-ar prea fi. Păi, fă să fie. Nu? Hai că mă duc atunci. Hop. A, apreciem, apreciem. Săruna, era doamna Cicio, a văzut că vreau să mă bag pe aici, au dat puțin mai în față. Foarte frumos din partea ei. Îmi place că există spiritul ăsta de observație, știi? Aici pe apă. Stai în ce, Vasile, că mai trec ăștia, uite, mai sunt ăștia cu părul verde, ești nebun la cap, ia uite. Părul verde și traperia de piele, n-ai să crezi, mamă, dar aici e cam stricat, domn primar, drumul ăsta, ce Dumnezeu a făcut și cu el? Hmm? Oi, mă. Acolo trebuie să facem stânga, cred că ar trebui să mă duc eu pe aia de troleu, de tramvaiul ăsta. Ia să le băgăm pe aici. Că văd că se circulă pe aici. Mamă, dar ce vechi sunt astea, nepoate! De unde le-ai luat, bre, domn primar, pe astea de la muzeu? Mamă, cum arată! Te salut, domn Vatman! Se uită pe sus, că bate soarele, atenție la trecere. Nu e nimeni, mă duc mai departe, să continuăm atunci. Bă, dar cum arată tramvaiul ăsta? Tu ești nebun la cap, că n-am mai văzut așa ceva, frate. Iași, 0232. Are număr de matriculare, 280 de metri face la stânga, mai durează pe cea. Uite, mă, că le-au făcut și linia, cred că este un pic mai îngustă, ca să zic așa, știi? Dar, mă, să nu le fură cineva tramvaiul, ești nebun la cap, cine dracu să-l ia, bre? Ia uite, mă, e fel pitar aici. Hei! Bag o pită. M-au făcut pionier la fabrica de pită, nene, așa de fain mirosea, cred că nu o să uit mirosul ăla în viața vieților mele. Știi că-ți rămân anumite mirosuri din astea în cap? Băi, bine m-am pus aici, după tramvaiul ăsta. Nu bine am fi. Uite, mă, că au și stație. Ia uite, mă, că ăsta chiar duce oameni, tu ești nebun la cap. Mamă, dar cum arată? Și e numărul 13, frate, ăla norocos. Nebun la cap, îți vine să crezi. Vorbeam de gusturi, știi? Că îți rămân anumite mirosuri. Vorbeam de gusturi, dar vorbim de mirosuri. Înțelegi ce vreau să zic? E prea dimineață, frate, lasă-mă în pace, 7.41. Și... bă, mai e unul după mine aici, deci e clar că nu sunt doar eu. E bine până aici. Mă duc puțin mai în față. Așa. Și stăm aici. Și îți rămân anumite mirosuri din astea în cap, frate, care nu o să poți să le uiți niciodată, știi? Adică pâinea scoasă din cuptor, cozonacii de sărbători și toate felurile astea, știi? Anumite mirosuri prin casa unde ai locuit, casa bunicilor. Ia uite, bă, că mai este din ăla încă care trebuie să-l împingi. Ia de la motosapă, nene, un din ăla, un motoraș. Ia vezi, mă, e verde? Nu e încă, mai stau un pic. E verde pentru la dreapta, vezi că nici tramvaiul nu se duce. Dar de ce nu se duce tramvaiul? Că el... a, gata, uite acum, toată lumea pleacă. Punem și treapta 2 și încetuți cu Vasile Ache. Mamă, dar ce bulevard aveți aici, bă, băiatule, e foarte fain. Bă, vorbesc serios, chiar îmi place. A, și stai că trebuie să mai dau un pic de... a, l-am încurcat pe ăsta un pic aici, că deci nu sunt tramvai, că l-o pot să mă duc în stație. A, și mai încolo trebuie să mă întorc, că e undeva în stânga aici. Dar să-i zic lui ăsta, mulțumesc, mersi. O să nu zic că uite, uși ăștia de la București. Îmi pare rău că n-am număr de Cluj, asta mă enervează, dar nu-i problema. O să mai rămân aici, 2 minute. Nu, mă, cum se numea, mă, hala aia mare? A fost ceva fabrică mai aici, dar nu mai rețin exact. În curte la... la. La 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 la.
în curte la. Aici trebuie să fac undeva la stânga. Mai încolo, în 500 de metri. Mai stau un pic aici, mă vezi, nu vă supărați pe mine. Trebuie să punem și a patra că merge. Dar zicea omul ăla că trebuie să mă întorc nu știu pe unde, știi, că n-am cum să intru. Da, oricum mă duce și piesul ăsta, zic eu, nu? Trebuie să accelerăm un pic, că nu se întâmplă nimic. Bă, n-am văzut Leroy Merlin ăla, că mi-au zis ceva de Leroy Merlin, dar eu nu l-am văzut. Uite-mă pe aici. Am pus semnal de stânga. Mă uit dacă vine tramvaiul cu o viteză amețitoare. Mamă, frate, aici trebuie să ajung bătuși sănătos, mă, că... 8...